Hei, salutare dragilor! A venit momentul să dăm startul primei croaziere pe 2022 din Schiatos. Sunt în portul vechi, în spatele meu este vasul Poseidon cu care facem noi croazierele. Cel mai mare vas din insula Schiatos cu care se fac croaziere. Și dacă veniți în Schiatos, vă recomand să mă contactați pentru a avea parte de cele mai frumoase croaziere. Mai ales că vă însoțesc în croaziere. Vorbesc limba română, vă duc în locurile faine și pentru poze, vă povestesc despre ce este vorba și vă arăt toate locurile frumoase și cel mai important, tariful este același ca la vasul de croazieră. Și aveți avantajul că în plus mă aveți pe mine alături de voi, vă fac poze, filmulețe ca să aveți multe, multe amintiri. Este prima croazieră din 2022, dăm startul croazierelor aici în Schiatos. Astăzi o să facem o croazieră în jurul insulei Skopelos, croaziera Mamma Mia. Mergem pe urmele filmului Mamma Mia, cu siguranță l-ați văzut, iar dacă nu l-ați văzut, vă recomand să-l căutați, să-l vedeți. O să avem trei opriri în această croazieră, o oprire pe plaja și la bisericuța Mamma Mia, unde o să urcăm treptele ca să vedem bisericuța, să revedem bisericuța și bineînțeles acea panoramă superbă. A doua oprire o să fie în Skopelos Town, capitala insulei Skopelos, unde o să ne plimbăm pe străduțele superbe, în punctele de panoramă și, bineînțeles, o să mergem să mâncăm la vestita tavernă Chirazzo. Iar cea de-a treia oprire va fi la faimoasa plajă Castani din filmul Mamma Mia, unde o să facem prima baie pe 2022 din Skopelos și, bineînțeles, o să ne bucurăm de plajă. Așa că rămâneți să vedeți cum decurge prima croazieră pe 2022 din Schiatos, alături de turiștii Europa Travel. Prima oprire din croaziera noastră, sunt la plaja de lângă bisericuța Mamma Mia. Biserica e în spatele meu și voi ajunge la ea puțin mai încolo, așa că
prima oprire pe 2022 la această plajă în insula Scopelul și prima escapadă către bisericuța Mama Mia. Rămâneți să vedeți ce urmează. Ei, dragilor, ceea ce vedeți acolo în spatele meu, unde este steagul, este vestita bisericuța Mama Mia. Urmează să urc toate acele trepte, trepte pe care le-ați văzut și în filmul Mama Mia, pentru a vedea bisericuța pentru prima oară pe 2022. Prima urcare pe 2022 la vestita bisericuță Mama Mia din insula Scopelos. Asta a fost prima escapadă din prima croazieră. Deci am urcat treptele. E clar, e deschiderea sezonului. Anul ăsta o să le urc de foarte multe ori. Sper să depășesc recordul de anul trecut. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. But I was a fool, playing by the rules. The gods may throw the dice, their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. It's simple and it's prima baie pe 2022 în insula Scopelos, pe plaja de lângă bisericuța Mama Mia. Am venit cu vasul de croazieră cu Poseidon. Deci e prima baie pe 2022 de aici din insula Scopelos. Urmează încă una azi cu siguranță, pentru că mergem și pe plaja Casani. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide, the likes of me abide, spectators at the show, stay in love, the game is on again, the lover or a friend, a big thing or a small, and when I take you. I don't wanna talk, 'cause it makes me feel sad, and I understand. I've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the way
Hei, dragilor, iată că am ajuns și la cea de-a doua oprire din croaziera noastră. Am ajuns pentru prima oară în 2022 în Skopelos Town, capitala insulei Skopelos. Și ne-am oprit, bineînțeles, la taverna Chirazzo, care este în spatele meu. Faimoasa tavernă Chirazzo, unde, după cum bine știți, Jamie Oliver a fost și a filmat mai multe rețete. Aici mâncăm în fiecare an. Ea este Maria. Hello! Hello, Nino! Și o să intrăm acum în bucătărie să vă arăt. O să intrăm în bucătărie să vă arăt ce specialități au acum. Pentru că aici au... deja e mai multă lume aici. Ok. Avantajul e că aici puteți să intrați în bucătărie să vedeți exact ce mâncări au. Ea este doamna faimoasa bucătăreasă care a apărut în emisiunea lui Jamie Oliver și pe care Jamie Oliver a promovat-o. Hello! Așa? Pentru asta vin eu cel mai mult aici, deci asta voi mânca astăzi, ciolan de porc la cuptor cu prune și cu ceapă. Aici au capră cu prune și cu ceapă, acolo au pește cu prune și cu ceapă, paste cu fructe de mare. Aici, asta e ceva nou, nu era anul trecut, e cu fructe de mare, orez cu spanac. Vestitele fasole, alea mari și bune, și aici ardei și roșii umplute, iar aici paste cu capră. Și aici avem capră cu în sos tomat la cuptor și ciorma de pește. Salată de caracatiță, foarte multe specialități și foarte multe bunătățuri aici. Avem și o colecție de tălângi foarte mare. Colecția e mult mai mare, dar nu cred că le-au scos acum pe toate, dar nu le-au scos încă. E început de sezon. Taverna este din 1986 și aici ajungem de fiecare dată când venim în Skopelos. Am ajuns și la cea de-a treia oprire din croaziera noastră de astăzi, suntem la Castani Beach. Urmează relax. I wasn't jealous before we met. Now every man that I see is a potential threat. And I'm possessive, it isn't nice. You've heard me saying that smoking was my only vice. But now it isn't true. Now everything is new. And all I've learned has
has overturned, I beg of you. Hei, dragilor, ne apropiem de Skiathos Town, de capitala insulei Skiathos. E aproape ora 18 și încheiem această superbă croazieră. A fost o zi foarte mișto. Prima oprire, ați văzut, a fost pe plaja și la biserica Mamma Mia, după care în Skopelos Town, iar cea de-a treia oprire și cea mai relaxantă și frumoasă din punctul meu de vedere a fost oprirea de pe plaja Castani. Dacă ajungeți în Skiathos și vreți să faceți și voi o croazieră, contactați-mă și vă dau toate detaliile.